Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit, dragi prieteni, uitați unde mergem. Bună ziua! Uitați, dragi prieteni, am filmat să vă arăt pe unde mergem, ce este aici. Ia dă-te peste lui. Uitați ce munți! Uitați cum este, dragi prieteni! Sus la Ponoare! La Ponoare! Uitați, dragi prieteni, prima oară când văd munți, așa ceva. Este aproape de noi, dar încă n-am văzut pentru că nu am venit aici în zona asta, vedeți? Dragi prieteni, uitați, Ponoare scrie. Ați văzut cum arată acolo? Ponoarele. Ponoarele, dragi prieteni. Din cauza asta mi-a fost drag. Acolo și în pădure, sunt stânci din aia mare, acolo în pădure. Sunt stânci. Este la înălțime foarte sus. Dar trebuia să filmez eu mai de jos. Știi? Lasă încet. Sunt eu cu Ionu, cu Costeluș. Ia salută și tu, Costeluș. Așa. Și uitați, dragi prieteni, cum este acolo. Trebuia să filmez mai de jos, uitați pietre la oameni prin curte, de ce să zice zonă muntoasă? Vedeți petroaie mari, uitați cum locuiește lumea aici, uitați cum sunt stâncile, încete alea. Uitați stâncile, în iarbă verde stânci, uitați, dragi prieteni. Uitați așa, uitați cum este aici la Ponoare. Am venit, am luat loc cu câteva zile și am văzut așa, uitați, pietre prin curte, stânci de munți, vedeți dumneavoastră, dragi prieteni? Prima oară când văd așa ceva, să fiu și pe mine să mă văd și eu un pic, să mă văd și eu un pic costele, așa, pentru că, uitați aici, mă vedeți și pe mine, dragi prieteni, să întorc camera, că nu se întoarce telefonul. Nu pot să dau să întorc pe spate, să filmez și pe față și pe spate. Și... La podul lui Dumnezeu! Da, Ioane, exact, la podul lui Dumnezeu. Mai în față acolo. Da, mai în față e podul lui Dumnezeu. Deci uitați cum sunt stâncile în iarbă, uitați. Uitați, dragi prieteni, uitați. Zona muntoasă, ce înseamnă, uitați acolo sus, iar să vedeți. Uitați așa ce frumos este, dragi prieteni, uitați ce zonă frumoasă. Aici e frumos vara, dar iarna nu știu cum este aici. Este la 50 de km de noi și aproape și uitați că prima oară când vin aici. Da, dragi prieteni. Și dealuri mari, dragi prieteni, dealuri, uitați, pădurea aia, numai munți, lemne pe acolo, mă mir cum au crescut lemnele aia pe acolo, pe stâncile aia, pe munță. Dar aici trebuie să facem în sun, unde e primăria? Nu, nu, pe aici am coborât mai în față, aici se coboară, vedeți? Și că pe aici am coborât, uite, aici o să coborâm și mașina de... Da, mai afară. E mult, în primăria, mai sus. Oricum, sunt oameni acolo care arată. Unde e primăria și unde trebuie să luăm noi? Mai sus. Bine că e market aici, dar e greu de coborât. Dar cine coboară? Uitați ce dealuri. De la primărie în sus. Care e primăria și care... Uitați ce dealuri. Pe aici. Aici trebuie, da? Da, da. Care e primăria asta? Da. Asta e primăria, da, în față, da? Da, da, asta e primăria, uitați. Aici se face Iane. Mamă, când mi-aduc aminte ce locuri e aici, uite, și poliția. Mamă, ce locuri. Uitați cum se urcă aici sus, ce deal sus. Uitați ce stânci. Cum sunt pietrele aici. Ce să urci cu aici? Dar de-abii să urci. Uitați ce zonă. Uitați, dragi prieteni. O zonă muntoasă. Aici este omul care ne-a dat locul. Acolo sus, uite la casa asta, vezi?
Da, uitați, dragi prieteni, cum e drumul îngust, să urcă sus și pe altă parte ocolești tot pădurea ca să cobore, la coborâre. Și am vrut să vă arăt, dragi prieteni, cum mi se întoarce când văd așa mor. Uite, lasă încet, 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 încet. Să vadă și Fernando, a vrut să vină copiii cu noi. A vrut să vină copiii cu noi și nu le-am lăsat pentru din cauza asta, că sunt dealuri, sunt voi. Și nu, n-am vrut să le lăsăm. E în sus, da? Pe aici în sus, pe aici în sus. Uite, pădure de... Îl vezi? Hai de mine, ce drum e aici, de pietruș. Da, dragi. Că nu știu cum au făcut oamenii ăștia aici, dar... Am venit astăzi pentru ca să fie locul liber, să putem să urcăm. Vine o mașină din față. Lasă, lasă. Dar n-avea voie să urci, să coboare pe aici. Da, trebuie partea lantă. Trebuie pe partea lantă, dar nu e normal, la păi cap. Dar ești prost, la cap! Ha. Uite, am pierdut din demarare. Aici, dacă ai urcat, nu mai trebuie să mai cobor până să termină bulciul. Din cauza asta ne-am luat tot ce ne trebuie. Vedeți pe unde urcăm, dragi prieteni. Doamne Iisuse! Mai bun pe aici, acum. Uitați-le drum acum. Am pus primăria Petroaie pe aici. Uitați-le. Uitați munțele. Unde să urcă la Bolci, dragi prieteni. Trebuia să asfalteze tot drumul ăsta. Trebuia, dacă știu că fac aici, trebuia să asfalteze. Da. Uitați, dragi prieteni, ce să fie aici. Aici e asfaltat. Pe bord se une asfalt. Uite, oamenii deja s-au așezat aici. Fii atent, Ioane, jos aici. Vezi? Uitați unde s-au pus oamenii aici. Da, că ei sunt frumoși. Că pitici. Uite că pitici. Că... Tot drumul ăsta vine cu... Uite și aici aranjament, vezi? Vin tarabe pe aici. O să le pună pe aici să vin cu gogoș. Aoleu! Dragi prieteni! Pe aici! E sărbătoare mare aici. Sărbătoarea Liliacului și mulțumesc la doamnele, uite că au pus și aici, să... mulțumesc la prietenile mele care mi-au scris unde sunt bălciuri, ruji, mi-au scris și de Liliac, le mulțumesc mult de tot, multă sănătate la prietenile mele care mi-au scris aceste mesaje frumoase. Uitați, toată lumea bara locurile pe aici, dragi prieteni, și-au montat corturi și pe aici venim noi în sus. Acum ai grijă cum urci. Aici, nu? Pe aici? Pe aici, uite acolo. Mamă, tractorul chiar acolo sunt unde mergem noi. Eu vă mulțumesc, la revedere, vă pup, la revedere.